cu partea a doua. Să începem mai repede. Banană. Îmi plac bananele ca și fructe. E tot ca aceasta, care nu mai găsesc. Sunt la fel, dar nu știu ce sunt. Cred că cereale cu fructe, nu știu. Mie îmi plac mult. Cred că știu ce sunt și știu ce-ți place ție. Sunt chipsurile Pringles sau ceva de genul. Așa e? Am dreptate? Nu sunt Pringles, dar sunt exact ca Pringles. Mare fana a chipsurilor. Știu că probabil o să râdeți de mine pentru că fac fețe și... Dar asta e bucuria pe care o exprim. Efectiv, nu pot să mă abțin. Încerc să desfac un pachetel în care e ceva foarte drăguț. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cât de drăguț e. Cu siguranță va merge în brad. Anul trecut când am pus în brad bomboane de pom, mi-au rămas decât hârtiile. Încă un pachetel. Încerc scuze dacă v-am zis, dacă fac fel și fel de fețe, dar sper să mă înțelegeți. E o bucurie foarte mare. Încă un pachetel de Skittles cu Wild Berry. Și la acesta i-am tăiat colțul. Uf! Sunt sigură că îți plac. Da, sigură ești că îmi plac, pentru că mie chiar îmi plac. Sunt acele batoane de la Nesquik. Aoleu, cât scoci ai pus! Nu vine să cred. Uitați-le. Îmi plac foarte mult. Îmi place să le mănânc dimineața. Un dulce multiplu. Ce e așa dulce? Iar și tai colțuri. Of, cât de greu e. Mă uitam la videoclipurile pe care le posta Bianca Berinde și... Nu înțelegeam de ce tot spune că e greu. Încă o ciocolățică și o ghetă, da, eu din acestea am mâncat cu căpșuni. Oh, câtă ciocolată asta am! Yummy! Nu-mi dai indicii. Și nu știu să ghicesc, nu sunt în stare. E tot o chestie uită din asta. Mostly cu prune. Văd și eu ce e acum. Mulțumesc pentru tot. Păr curat. E ceva spray? Oare ce e? Am pus un buget, dar evident că amândouă l-am depășit. Pentru că era inevitabil când mă apuc de împachetat. Păi împachetez, măi frate. Nu cred. N-am avut niciodată șampon uscat de la Batist. Miroase a cocos. Oh, mulțumesc. O să încerc și eu șampon uscat de la Batist. Aici o cutie imensă pe care scrie chestii lungi. Și scrie, știu că nu ai găsit, dar nu știu de la ce e biletul acesta. Probabil e de la altceva. Grisine cu ce? Cu sare? Nu știu cu ce sunt. Grisine. Îmi plac. Oricum, mie îmi plac toate dulciurile, adică cui nu-i plac dulciurile. Aici mai avem un pachetel. Nu vrei să vedeți cum l-am desfăcut. Cred că sunt tot din acelea bombonele Skittles, dar de tare ce mă grăbesc, am tăiat ambalajul. Haideți că le scot așa. Le-am tăiat ambalajul. Și cu ocazia asta o să mănânc și eu una și o să o pun aici. Colecția de iarnă. Când mi-am pachetat coletul, am văzut acest pachetel pe care scria colecția de iarnă. Și mi-a zis că e ceva dulce în el. Mamă, ce acră-s astea.
Da, știu această ciocolățică. N-am mâncat-o niciodată. Scuzați că mănânc. Abia aștept. Câte ciocolată. Dulce pentru obrăjorii tăi. Ciudat. Sună ciudat. Doamne, câte mai am, nu știu câte participați în acest clip. Sper să fiți interesate și interesați de toate clipurile, de toate părțile, să-l vedeți. Este un blaș! Nu? Da, este un blaș! Ce drăguț e! Aici scrie, făcut de mine, adică m-am dus la magazin și l-am cumpărat. Pare a fi un borcan. Eu ți-am trimis zacuscă făcută de mine, pentru că sunt o gospodină. Dar să mă laud singură dacă nu mă laudă nimeni. Doamne, ce hal! O să iasă clipul ăsta. Gem de caise. Mâncabil. Mini plăcere scrie pe acest pachetel. Am făcut o mizerie aici, să vii imediat să mă ajut la curățenie. Nu e ca și cum Iașul ar fi la 2 km. Dar am nevoie de ajutor. Panetone mic. Îmi place super mult panetonele. Mereu iau de Crăciun. E super. Mulțumesc. Mai am din nou un pachet mare pe care scrie vanilie. Și pe care nu știu de unde să-l îl desfac. A, cred că... Da. Le-am văzut de atâtea ori, dar niciodată nu m-a tentat să le încerc. Sunt napolitane cu vanilie. Deși eu ador vanilia super, super mult, după cum știți. Am acoperit foarte ca și nu mă găsesc. Din nou, mug cake. Abia aștept să fac, să văd cum e. Încă un pachetel pe care scrie sper că nu ajunge bucățele. Și eu sper să nu ajungă bucățele conținutul acestui pachetel, pentru că coletul a ajuns într-o stare deplorabilă. Nici nu vreți să știți cum a ajuns și mi-a ajuns și foarte târziu. Sunt niște biscuiți, sandwich. Abia aștept să încerc. Doamne, o să am la dulciuri. A venit Moș Nicolae. Nu a venit Moș Nicolae. La tine a venit? Nu pot să desfac și din nou. Și din nou, și din nou, și din nou. Știu ce e! Știu ce e, știu ce e. Sunt acele șosetuțe pe care și le-a luat și ea. Dacă o urmăriți, știți despre ce vorbesc. Și mă gândeam eu când a zis că o să le trimită cuiva, că acestea or să fie pentru mine. Mulțumesc! Alt pachetel micuț. Alt globuleț. Dar nu e globuleț, e... Nu-mi vine acum. Ce e aici? Fac zgomot, fac... O să iasă un dezastru acest clip. Aceste clipuri, de fapt. Pentru că... Ce i-ai făcut? Dar n-am cum să-l desfac și mai am o grămadă de chestii și o să dureze clipul ăsta. O să împart în 7000 de părți. Doamne, cât îmi doresc să fiți interesate. Să vedeți toate părțile. Cred că e un creion. Ce-mi faci tu mie? Da, este un creion de la The One. Este de buze. Super, mulțumesc. Wow! Ce wow? Wow, bees! Sunt atât de fericită că mi-a ajuns și mie coletul. Cred că știu ce este și este... Adică așa cred. Așa ar trebui.
Da, este produsul despre care mi-a zis. Este un ruj lichid mat de la Kylie Jenner. Știți și voi aceste rujuri. Aceasta este nuanța. Vai, ce drăguță e! Am rupt cutia, vezi, nu? Mulțumesc! Știu că îți doreai. A, la câte chestii îmi doresc eu? Oh, ce drăguță ești! Este acel porfar. Da, chiar îmi doream foarte, foarte mult. Și are și chestiuță din asta cu care s-a agat. Chiar îmi doream, e super drăguț. Uitați câte chestii drăguțe are pe el. Haideți să facem un colet și urmează alt clip. Figurine scrie pe acest colet. Figurine? Figurine de ciocolată. Foarte drăguț. Mulțumesc. O să mănânc la ciocolată, tot să mă spac. Revin imediat cu partea a treia a acestui clip. Vedeți câte produse sunt.